Iubiți frați și surori, în după amiaza aceasta avem acest cuvânt de Sfânta Scriptură și m-am plecat asupra lui în tocmai pentru a sublinia încă o dată necesitatea și importanța unei vorbiri după voia lui Dumnezeu. Cum spune Sfânta Scriptură, cu har, greasă cu sare, care să aducă mai degrabă ridicare și mângâiere. Și dacă noi suntem în casa lui Dumnezeu și de pe ori suntem aici, cerem un cuvânt din partea Domnului, bineînțeles că cerem acest cuvânt care să aducă milă, să aducă har, să aducă binecuvântare. Mă gândesc că trebuie să fim în asentimentul cuvântului lui Dumnezeu și la fel și noi, prin vorbirea noastră, să aducem ridicare și mângâiere și folos celui ce aude un cuvânt din partea noastră. Și de aceea cuvântul Domnului în această după-amiază ne îndeamnă, ne cheamă și ne sfătuiește să vorbim cuvintele lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Iubiți frați și surori, trăim într-o lume în care și așa sunt multe necazuri și suferință. Prin cuvântul nostru putem măcar să diminuăm, putem măcar să înlăturăm din suferințele de care oamenii muritori au parte. Așa de mult contează vorbirea noastră în lumea aceasta pământeană. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne cheamă să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și după amiaza aceasta o să citesc versete din Sfânta Scriptură care ne lămuresc și care ne îndeamnă că ce este important și contează să vorbim corect, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Mai întâi aș dori să spun că și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și ne îndeamnă la o vorbire de un împăciuitor. La acele cuvinte spuse cu blândețe. Și cuvântul Sfintelor Scripturi chiar arată importanța unui om împăciuitor prin cuvintele lui, încât spune așa în Evanghelia după Matei, capitolul 5, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați copii ai lui Dumnezeu. Atât de mult contează să realizăm, să căutăm și să realizăm împăcarea prin cuvintele noastre. Uneori eram în anumite discuții și stăteam cu frații și analizam situații de genul acesta și unde e nevoie de împăcare și nu reușeam să înțelegem dacă e mai bună pacea sau dreptatea într-o comunitate, într-o familie, într-un loc. Așa de mult contează pacea și așa de scumpă este pacea. Încât uneori mai lași de la tine. Nu sare așa de tare în sus ca să îți arăți dreptatea și să scoți dreptatea. Și mai bine încălzi să fii olopsit, să fii înțeles greșit, dar să fie pace. Nu e vorba de a face compromis și de a știrbi adevărul. Nu. Ci e vorba de a suferi în taină. Doar pentru a păstra liniștea și a nu face zăzanie și zarvă. Atât de mult contează să fim împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați copii ai lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să căutăm, să facem pace și să aducem împăcare în mediul în care locuim, în familie, în biserică, în societate. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Apoi, iubiți frați și surori, Sfânta Scriptură ne cheamă la o vorbire prietenoasă, care să aducă mângâiere, care să aducă alinare, care să aducă ridicare. Spune Cartea Proverbelor și găsim în mai multe locuri de Sfânta Scriptură că dacă vorbirea noastră este pe un ton ridicat, cum ne așteptăm ca celălalt să ne vorbească prietenos? Parafrazez în felul acesta. Sau, spune așa cuvântul Domnului, dacă noi semănăm vânt, ce ne așteptăm să culegem? Vom culege furtună, spune Sfânta Scriptură. De aceea, iubiți frați și surori, ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și anume, vorbiți-le prietenos, aduceți alinare, aduceți mângâiere, aduceți ridicare prin cuvintele dumneavoastră, prin cuvintele fiecăruia. Am dorit să avem parte de așa ceva în dreptul nostru. Și atunci și noi să rostim la fel cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de mângâiere și de alinare. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la aceasta.
Apoi, Sfânta Scriptură ne cheamă să vorbim cu înțelepciune. Ne cheamă să vorbim cu înțelepciune. Este relativ dificil să dăm o definiție sau să lămurim ce este înțelepciunea în sine. Este atât de complexă, este atât de scumpă, încât Cartea Proverbelor, în nenumărate locuri, spune că nu există avere și nu există valori care să echivaleze cu înțelepciunea. Atât de valoroasă este înțelepciunea. Dar ce valoroase sunt cuvintele spuse cu înțelepciune? Ce valoroase sunt cuvintele spuse pe un ton prietenos, cu blândețe? Amintiți-vă de situația în care oamenii au adus înaintea Domnului pe femeia aceea păcătoasă. Să o condamne să fie ucisă cu pietre. Și Domnul Iisus Hristos a rezolvat situația respectivă într-un mod atât de plăcut, cu atâta înțelepciune, cu atâta blândețe. Și spre finalul relatării de acolo, auzim cuvântul Domnului. Unde sunt părâșii tăi? Nu te-a condamnat? Nu, Doamne. Nu m-a condamnat niciunul. Niciunul te condamnă atunci. Du-te și să nu mai păcătuiești. Am stat și m-am gândit uneori și am stat de vorbă cu frații. Oare, în situația respectivă, care ar fi fost luarea noastră de poziție? Care ar fi fost modalitatea noastră în care ar fi căutat rezolvarea situației respective? Evident că și Domnul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, a rezolvat această situație într-un mod cu înțelepciune. Iar Sfânta Scriptură ne cheamă și pe noi, în felul acesta, să acționăm cu înțelepciune. Vorbirea noastră să fie cu înțelepciune. Și Sfânta Scriptură ne spune așa, căci dacă lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul. Căci înțelepciunea nu poate fi găsită în manualele lumii acesteia, ci Dumnezeu este Cel care dă înțelepciune. S-o cerem din partea Domnului și s-o primim și s-o folosim în vorbirea noastră, în cuvintele noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amintiți-vă de cazul împăratului Solomon, care a rezolvat cu înțelepciune situația aceea de judecător cu cele două femei care au venit cu acel copil și fiecare pretindea că este al ei. Numai cu înțelepciunea lui Dumnezeu putem acționa în lumea aceasta în care trăim, aducând rezolvare, fără să rănim, ci mai degrabă să vindecăm. Și Domnul ne cheamă să tămăduim așa cum El a tămăduit. Domnul să ne sprijinească la aceasta. Amintiți-vă de cazul sutașului care ținea la robul lui așa de mult și robul lui era bolnav și el a apelat la Domnul Iisus ca să îi vindece robul său la care ținea mult. Și spune el, atunci când Domnul și-a arătat disponibilitatea să vină și să-l vindece, Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperimentul meu, de aceea nici măcar nu m-am socotit vrednic să viu eu însumi la tine ca să îți transmit acest mesaj, ci am trimis pe altcineva. Dar zi numai un cuvânt și robul meu se va vindeca. De cuvinte de acestea e nevoie în lumea care trăim, iubiți frate și surori. De cuvinte de felul acesta e nevoie în lumea aceasta. Noi ne așteptăm din partea Domnului, dar să știți că, pe de altă parte, Domnul este Cel care, când s-a înălțat la cer, a lăsat mesajul acesta și a lăsat oamenii Lui ca mai departe să continue lucrarea Lui de vindecare, de tămăduire, de ridicare, de îmbărbătare. Și suntem chemați ca și ucenici ai Domnului, ca și copii ai lui Dumnezeu, să avem acea vorbire cu har, dreasă pusare, care să aducă vindecare, care să aducă ridicare. Și dacă atunci când suntem la casa Domnului, cerem cuvinte din partea lui Dumnezeu, de încurajare, de mângâiere, de ridicare, Domnul să ne ajute ca și noi înșine să folosim cuvinte de felul acesta în viața de zi cu zi, în mediile în care Dumnezeu ne-a așezat să locuim. Amin. Bineînțeles că Sfânta Scriptură și știm lucrul acesta ne cheamă cu siguranță ca vorbirea noastră, cuvintele noastre să fie pline de adevărul lui Dumnezeu. Să nu precetăm și să nu facem compromisuri de dragul imaginii, de dragul menținerii unei relații sau de dragul de a fi acceptat într-un anumit cerc, să facem compromis. Ci nu. Cuvântul Domnului ne cheamă să ținem sus standardul adevărului. Și așa cum știm adevărul din Sfânta Scriptură, a
așa să trăim și așa să transmitem în mediile în care ne aflăm. Să nu îngăduim ca acel compromis neîngăduit de Dumnezeu să apară în viața noastră. Pentru că cuvântul Sfintelor Scripturi ne spune așa. Dacă ești prieten cu lumea, te faci rășmaș cu Dumnezeu. De aceea păstrează-ți prietenia cu Dumnezeu. Păstrează-ți sus adevărul. Și dacă este cazul, așa cum spune într-un loc Sfânta Scriptură, ieși din mijlocul lor. Smulge-te din mediul acela unde e nevoie să faci compromisuri ca să reziști acolo. Și Dumnezeu care te chema la sfințire, Dumnezeu care te chema la curăție, îți va deschide un nou loc. Îți va dori un nou mediu în care tu să poți să rămâi curat și sfânt pentru Dumnezeu. Așadar, iubiți frați și surori, să reținem și să ne însușim acest adevăr al Sfântului Scriptură și anume, Domnul ne cheamă să rostim cuvinte în care adevărul lui Dumnezeu să rămână la suprafață și Domnul să ne ajute la aceasta. De asemenea, cuvântul Sfântului Scriptură, cu siguranță, ne cheamă ca în cuvintele noastre, să fie această atitudine de mulțumire și de recunoștință. Să știți, iubiți frați și surori, că ce contează așa de mult în mediul nostru, că noi ne cunoaștem și știm despre Biserica lui Dumnezeu. Și înțelegem că trebuie să vorbim în felul acesta. Dar contează așa de mult modul acesta de vorbire și mediile sociale în care noi suntem. Unde lucrăm, la școală pentru cei mai tineri, între vecinii de bloc, atunci când ieșim împreună, oameni din biserică, cu oameni care nu vin la biserică, așa de mult contează să vorbim, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, căci ei văd și ei înțeleg ce este în inima noastră, pentru că aceea scoatem pe buzele noastre. De aceea, așa de mult contează această atitudine de mulțumire și de recunoștință. Sunt motive de plâns, să spunem așa, în zilele noastre. Probleme de ordin financiar, probleme cu lipsa de ascultare din partea copiilor, uneori probleme cu lipsa de înțelegere din partea soțului sau soției. Dar ce folos ar avea ca în cuvintele noastre să vorbim în mediile sociale că soțul meu nu este cum trebuie, copiii mei nu mai ascultă, necazuri și probleme am în familie, nu aduce onoare o astfel de vorbire a lui Dumnezeu. Nu aduce onoare o astfel de vorbire a lui Dumnezeu. Pentru că în cuvintele noastre trebuie să se vadă mulțumire și recunoștință. Și anume că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări pe care mi le-a dat. E vorba de copiii pe care i-am. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Și nu am cuvinte să-i mulțumesc Domnului, soția sau soțul meu. Și chiar dacă sunt momente mai tensionate, ele sunt și există, dar Dumnezeu ne dă putere să le depășim, să le rezolvăm, căci Dumnezeu este Cel care ne-a chemat la pace, Dumnezeu este Cel care ne-a chemat la armonie. Și oamenii când vor vedea că și ne gândim în felul acesta și că suntem recunoscători lui Dumnezeu și că vorbim adevărul, nu doar cocoloșim ceva ce vrem să ascundem, ci spunem cinstit, căci Dumnezeu este Domnul căminului nostru, este căpetenia și ținta de săvârșirii noastre și El ne conduce firul vieții noastre și El aduce rezolvare în familia noastră. Atunci când vorbim în felul acesta, oamenii vor vedea și vor înțelege că ne gândim diferit, avem o atitudine diferită și că înțelegem altfel existența și locul vieții noastre pe Pământ. Și Domnul este Cel care ne va da izbândă și izbăvire. El vede inima noastră, El vede atitudinea noastră. Și atunci când este de mulțumire și de recunoștință, aducem înaintea Domnului un mod de gândire, un mod de viețuire după voia Lui și Domnul va binecuvânta viața noastră. Amin. Iubiți frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu este Cel care ne deslușește și ne arată în nenumărate locuri despre modul nostru de a trăi, subliniat de vorbirea noastră. Nu este timpul să cuprindem învățătura Sfintelor Scripturi pas cu pas în acest domeniu. Dar aș dori doar să mai ating două puncte în timpul în care ne-a rămas și să înțelegem că Sfânta Scriptură, dacă ne învață cum să fim și cum să vorbim, ne atrage atenția și cum să nu fim și cum să nu vorbim.
Și anume, Sfânta Scriptură ne cheamă și ne știm versetele acestea să nu spunem vorbe ușuratice. Să nu rostim acele glume și acele vorbe cu două înțelesuri care pot dăuna așa de mult, care pot răni, care pot aduce de favoare imaginii noastre ca și copil al lui Dumnezeu și prin greșeala noastră imaginii bisericii din care facem parte. Și dacă s-a temut vreun om al lui Dumnezeu de pe paginile Sfintelor Scripturii și așa cum știm, și așa cum am studiat, și așa cum am învățat, dacă s-au temut ceva, de ceva oamenii lui Dumnezeu de pe paginile Sfintelor Scripturii, s-au temut să aducă de favoare imaginii lui Dumnezeu. S-au temut să șterbească onoarea lui Dumnezeu. Și atunci când împăratul David bunăoară a greșit și a păcătuit, a acceptat să vorbească oamenii orice despre el și să-i aducă prejudiciul. Dar atunci când oamenii au căutat să aducă prejudiciul onoare imaginii lui Dumnezeu, a acționat și a luat atitudine. Noi putem suferi și noi putem accepta. Dar atunci când este vorba de Dumnezeu, costă mult, iubiți frate și surori, costă prea mult să-i jignim și să-i atingem onoarea lui Dumnezeu. De aceea, Cuvântul Sfintelor Scripturi ne îndeamnă și ne cheamă în această seară. Să nu rostim acele vorbe ușuratice. Să nu rostim acele glume sau acele vorbe cu două înțelesuri, cu două sensuri. Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că știu și știu și atât că există persoane dintre dumneavoastră care au rostit cuvinte din felul acesta. Ca altfel aș trecea și îmi aș spune. Nu v-aș îndemna. Dar Biblia, înainte de a ne condamna, ne cheamă să ne corectăm. Ne cheamă să ne disciplinăm. Amin. Ne cheamă să luăm atitudine față de ceea ce este greșit în viața noastră. Să punem pe altarul Domnului, să cerem iertare și să pășim înainte mai hotărâți. Și doresc în toată inima ca Domnul să continue să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Biți, frați și surori, spunea cineva odată că știm acele păcate vizibile și ușor de enumerat să nu vrei să nu fumezi, să nu intri în nu știu ce local, dar să bârfești. Cine contabilizează lucrul acesta? Cine vede că este mult mai păcătos să bârfești decât să fumezi sau să bei? Cine vede lucrul acesta? Nu suntem în măsură să categorizim sau să punem care e mai mare, care e mai mic. Dar bârfa este un păcat grozav înaintea lui Dumnezeu. Și chiar spune în epistola către Romanii, capitolul 1, spre sfârșitul epistolei, despre bârfitori. Hai să citesc de acolo. Epistola către Romani, capitolul 1, unde spune așa, de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase. Sunt șoptitori. Ce înseamnă aceasta? Sunt șoptitori. Bârfitori. Urători de Dumnezeu, obrazni și trufași lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și că sunt de bun pe cei ce le fac. Dumnezeu să păzească. Amin. Dar am vrut să citesc aceste versete doar pentru a vedea aceste cuvinte. Sunt șoptitori, bârfitori și mai jos lăutăroși. Spunea cineva odată despre un păcat al zilelor noastre. Cât de grozav
este, în sensul negativ al lucrurilor, să se apropie cineva de tine și să se dea drept prieten în timp ce ți este adversar. Să te determine, datorită prietenii, și relații dulci, calde și frumoase, să te deschizi înaintea lui, să-i spui oful inimii tale, să-i spui lucruri intime care sunt numai ale tale, iar celălalt să răstoarne de saga în mijlocul drumului ca să vadă toți. Aceasta înseamnă bârfă. Aceasta înseamnă bârfă. Mai mult de atât. Să faci loc cu intenție. Uneori, este ceea involuntariat. Involuntar faci ceva. În mod involuntar. Că nu ai vrut, că ai scăpat, că ai greșit. Dar, iubiți frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să luăm atitudine față de greșeala din viața noastră, să ne corectăm. Dumnezeu este Cel care ne curățește. Dumnezeu este Cel care lucrează la mintea inimii noastre. Dumnezeu este Cel care, așa cum am început citirea în seara aceasta, ne dă cuvântul Lui ca să locuiască din belșug în inima noastră. În așa fel încât în vorbirea noastră să nu fie șoaptă, să nu fie născocire, să nu fie dorință de a cunoaște ce este în viața celuilalt doar pentru a spune mai departe, ci mai degrabă să vorbim cu cântări de laudă, cu psalmi, cu cântări duhovnicești, să aducem laudă lui Dumnezeu prin vorbirea noastră. Știm din cuvântul Sfintelor Scripturi despre limbă și vorbirea ei. Despre faptul că un mădular așa de mic poate face lucruri așa de mari. Dar spune Sfânta Scriptură că în puterea limbii stă viața și moartea. Și cuvintele noastre sunt socotite înaintea lui Dumnezeu. Și că după tot ceea ce am făcut în viața aceasta, bun sau rău, vom sta înaintea scaunului de judecată. De aceea, iubiți frați și surori, cuvântul Sfintelor Scripturi ne îndeamnă și ne cheamă. În lumea aceasta, tristă, cu necazuri, cu suferințe, cu dureri, ne cheamă să nu mai adăugăm și noi alte suferințe prin vorbirea noastră nepotrivită. Să nu mai adăugăm și noi alte necazuri în viața cuiva, că și așa are el destule. Probleme financiare, probleme materiale, probleme ale relației cu semenii, poate nu merg bine treburile în familie, cu soțul, cu copiii. Și așa sunt destule probleme, necazuri, destulă suferință și durere. Să nu mai contribuim și noi printr-o vorbire nepotrivită, ci mai degrabă să rostim acele cuvinte care să aducă mângâiere, care să aducă rezolvare, să fie acel cuvânt pe care persoana tocmai îl așteaptă. Ați văzut și dumneavoastră când stați în bancă și ascultați cuvântul Domnului și când la timpul de rugăciune sau la timpul de îndemnuri din cuvântul lui Dumnezeu, din nefășit, din amărât, din frământat cum erați în bancă, la un cuvânt plin de putere din partea lui Dumnezeu rostit. Parcă vine o vigoare, vine o putere, vine o speranță, vine o mângâiere, vine o încurajare. Și parcă altfel te ridici, altfel pleci acasă, măi, mai rog Dumnezeu. Cât de important este, nu-i așa? De ce să nu contribuim și noi în felul acesta în viața de zi cu zi? Față de sora noastră, față de fratele nostru, față de prietenul nostru, de vecinul nostru, de colegul nostru. Sfânta Scriptură ne cheamă să fim împăciuitori. Ca niște copii ai lui Dumnezeu ce suntem. Sfânta Scriptură ne cheamă să vorbim cu înțelepciune. Așa cum Domnul Iisus Hristos a vorbit cu înțelepciune. Lui nu-i s-a auzit glasul pe uliță. Să vorbim cu blândețe. Să rostim acele cuvinte care să aducă alinare și mângâiere. Și doresc în toată inima ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă în viața noastră bucurie, dar să aducă și cercetare. Și acolo noi trebuie să corectăm, Domnul să ne ajute să corectăm. Amin. Să nu ne fie greu să ne punem înaintea lui Dumnezeu pe genunchi, să strigăm înaintea Domnului, recunoscându-ne starea noastră și cu siguranță, Dumnezeu văzând atitudinea noastră, hotărârea noastră, că își dorim să ne schimbăm pentru El, de dragul lucrării Lui, Dumnezeu ne va binecuvânta. De aceea, iubiți frați și surori, haideți pentru timpul din seara aceasta, pentru timpul de rugăciune, cât și pentru timpul de îndemnă din cuvântul Domnului, să mulțumim Domnului. Ridicați picioare, cu toții împreună, vă mulțumim Domnului pentru